Bine ați venit la Proverde! În fiecare vineri ne întâlnim cu invitați din toată România pentru a vedea cum ar putea să arate o Românie mai verde. Cine nu a auzit de băile Herculane? Pe vremuri perla Europei și în ultimii 30 de ani, unul dintre marile jafuri turistice ale României. O bijuterie europeană acoperită de praful tranziției anilor 90. Prin Herculane Project, arhitecta Oana Chirilă, invitata noastră de astăzi și colegii săi, încearcă să salveze una dintre cele mai frumoase stațiuni balneare din România. În ultimii ani, Herculane Project a reușit să aducă la oaltă arhitecți, autorități, companii, voluntari și mai ales comunitatea locală pentru a găsi soluții de scoatere la lumină a acestei stațiuni. Avem astăzi alături de noi pe Oana Chirilă, președinte al Asociației Locus și mama, să spunem, Herculane Project. Bună, Oana, bine ai venit la Proverde! Bine te-am găsit, îmi pare tare bine să fiu aici. La Proverde încercăm să găsim soluții la problemele mari de mediu și de schimbări climatice pe care le avem. În același timp încercăm să ne uităm și la comunități, la orașe, la comune, la sate, la metropole și să vedem ce funcționează și ce nu funcționează și ce ați făcut voi în ultimii ani în Băile Herculane. Această, again, bijuterie europeană, e absolut fascinant, cumva mai ales pentru că ați reușit să capacitați oamenii în jurul unei idei care părea, poate pare, fără speranță. Ce ați făcut? Cum arată Băile Herculane? Care e problema și cum ați început? Păi, din punctul meu de vedere, dacă pot să încep cu asta, Băile Herculane sunt în continuare cea mai importantă stațiune balneară din România și este un loc absolut magic, definit de foarte multe resurse, pe de o parte și cele naturale, termale, dar și cele culturale. Însă este un loc care, deși are o istorie fabuloasă, a fost umbrit cumva de niște decizii destul de proaste din punct de vedere al managementului în ultimii 30 de ani și asta a condus cumva la o stare latentă de involuție, ca să spunem așa. Noi am început foarte spontan în 2017, acum 7 ani, eram studenți arhitectură pe vremea aia și eu am intrat puțin ilegal pe un geam spart în Băile Neptun, care sunt și cea mai emblematică clădire de patrimoniu balnear din România și de acolo cumva nu am mai putut să mă dezlipesc de Băile Herculane. Am zis ce pot să fac ca să ajut acest loc, pentru că majoritatea oamenilor care se plimbau prin Băile Herculane la momentul respectiv se întrebau de ce nu se întâmplă nimic, de ce nimeni nu face nimic, de ce statul nu face nimic, eterna poveste, și am zis hai să fac eu ceva. Am pus mâna pe telefon, am sunat la primărie cu ce vă pot ajuta și de acolo a început aventura Herculane Project. Și Herculane, față de atunci, ce s-a schimbat? Ce simți că s-a schimbat? S-au schimbat foarte multe, zic eu, și în bine, poate și mai puțin bine, dar s-au schimbat foarte multe. În primul rând, stațiunea este promovată mult mai mult la nivel național și european. În al doilea rând, sunt destul de mulți noi investitori care aleg să construiască business-uri mici sau mari în Băile Herculane. În al treilea rând, și administrația publică locală a făcut o serie de proiecte acolo de investiție și stațiunea începe să arate un pic altfel, chiar dacă multe obiective rămân blocate din punct de vedere juridic, inclusiv cele pe care lucrăm noi. Da. Am avut anul trecut un invitat la Proverde, Dorian Lungu, și povesteam cu el despre punctele gastronomice locale și despre cum putem să avem un turism verde, un turism sănătos, un turism poate mai puțin de masă, dar care să propulseze România ca o destinație turistică balneoclimaterică, evident, da, în cazul ăsta, dar o destinație o destinație sustenabilă, în definitiv. Cred, sincer, că Băile Herculane pot să fie unul din acele exemple. Ce se întâmplă zilele astea cu turismul acolo? Cam câți oameni vin? Și care simți că e potențialul acestei stațiuni pentru România? Potențialul este enorm. Adică noi credem că Băile Herculane ar putea să devină un motor economic pentru întreaga regiune,
regiunea de vest, dar și pentru întreaga România. Are o poziție strategică, este la 20 de kilometri de Dunăre. Acum și cu toate investițiile acestea în infrastructură se va putea ajunge pe mai multe căi acolo mult mai ușor. Deci, dincolo de toată zona asta a resurselor pe care Herculane le are, ea beneficiază și de foarte multe avantaje din punctul acesta de vedere turistic. Acum, anual, vin undeva în jur de 100.000 de turiști la Băile Herculane, ceea ce este foarte mult, având în vedere că populația permanentă a orașului este undeva la 4.000-4.500, deci, practic, este wow. Și, ca să spun așa, stațiunea încă nu funcționează în parametrii săi normali, deci ar putea acest număr să crească semnificativ dacă s-ar face o serie de investiții pe zona aceasta turistică și balneară. Voi ce ați reușit să faceți în ultimii ani acolo? Care simți că e principalul succes al vostru? Noi, Herculane Project, așa cum o spune și numele, este de fapt un proiect pentru Herculane, dar noi am început proiectul pornind de la Băile Neptun, în care am intrat eu atunci, acum 7 ani, pe un geam spart. Și cred că cumva această clădire, care este și o emblemă pentru România, este poate cel mai de succes proiect al nostru, deși nu l-am finalizat. Acolo facem o intervenție de punere în siguranță, încercăm să salvăm o clădire, monument istoric de interes național, care din păcate are o serie de probleme juridice. Dar apropo de comunitate, spun că este cel mai de succes proiect al nostru pentru că a fost și proiectul în jurul căruia s-au strâns mii, dar literalmente mii de oameni. Adică mii de oameni au donat, mii de oameni au venit la Băi și ne-au susținut, sute de voluntari au participat acolo în acțiunile noastre și a fost așa un exemplu de, uite, cum societatea civilă se unește și face ceva ce poate nu era neapărat în obiectivele sale. Vedem foarte multe, și avem și la Proverbe, foarte multe exemple de implicare, de cetățeni, de români care pur și simplu nu lucrează în ONG-uri sau în companii care să aibă un profil, să-i spunem, de mediu sau de comunitar, nu? Și care se implică foarte mult. Am avut acum ceva timp, inclusiv Fundația Comunitară București, aici am auzit cum se face această implicare comunitară. Cum lucrați cu oamenii din Băi, inclusiv în, dacă vrei, restaurarea unor zone din oraș? Lucrăm foarte bine. În comunitate sunt câteva persoane care sunt foarte implicate și pe zona aceasta de construcții. În același timp colaborăm foarte mult cu tinerii din Herculane. Acolo există o comunitate foarte unită de tineri care la orice acțiune vin, au și foarte multe idei de proiecte noi, ce să facem pentru Herculane mai bine, și colaborăm destul de intens cu comunitatea pe alocuri. Acum trebuie să recunoaștem și faptul că, pe de altă parte, avem acolo și o comunitate care este oarecum îmbătrânită, care și-a pierdut speranța din diverse motive, dar noi încercăm să-i aducem pe toți la oaltă și să vedem cum putem să construim ceva de viitor acolo, împreună cu toți. Știu că aveți și niște proiecte în zona râurilor de acolo. Poți să ne povestești un pic cum arată ce urmează să face sau ce ați făcut și care e impactul pe care îl vezi asupra ecosistemului natural, în definitiv, din Băile Herculane? Sigur, acolo Băile Herculane, dacă pot să fac așa o mică introducere, cumva sunt definite nu doar de zona aceasta istorică și culturală, care este foarte importantă, ci și de zona de natură, mediu, biodiversitate. Suntem într-un parc național, întreaga zonă este un SID Natura 2000, există foarte multe specii protejate acolo și prin proiectele noastre încercăm să punem în valoare aceste lucruri. Astfel am început și acest proiect de revitalizare a malurilor Cernei. Acolo reactivăm promenada împărătesei Sisi, care este un reper zonal foarte important pentru toți cei care vin la Băile Herculane. În zonă sunt și câteva cădițe cu apă sulfuroasă care iese direct din pământ chiar acolo. Foarte mulți oameni vin și se îmbăiază acolo vară de vară, și iar noi prin intervenții reversibile cu materiale naturale am încercat să construim acolo o mică amenajare urbană, astfel încât
oamenii să aibă, în primul rând, acces la apă, acces la natură, la un spațiu verde, să poată să petreacă poate timpul liber la băi altfel. Toată componenta aceasta de promenade era foarte importantă pentru stațiunile balneare în trecut, iar acum cumva s-a pierdut, în sensul în care băile herculane nu prea mai sunt zone de plimbare sau dedicate plimbării în mod specific, iar noi prin aceste proiecte care sunt făcute 100% de voluntari reactivăm astfel de zone. Și ce mai este important poate de menționat aici este faptul că intervențiile pe care le facem acolo le facem în urma unui concurs de arhitectură pentru studenți. Studenții care câștigă devin project manager, adică încercăm să și responsabilizăm pe de o parte voluntarii care vin acolo și pe de altă parte, na, cu ajutorul comunității să facem un proiect cu multe beneficii te-aș, pentru toată lumea. Te-aș scoate un pic din afara băilor herculane și aș face apel la meseria asta de arhitect pe care o ai. Cum crezi că putem să reușim să transformăm orașele României, în definitiv, sau comunitățile din România, în relație cu natura? Cum am putea? Care sunt câteva principii, poate, sau lucruri pe care le-ai văzut și tu la băile herculane, care ar funcționa astfel încât să avem o comuniune, să-i spunem, cu natura în orașele în care trăim? La sate poate că e un pic mai simplu, sau pentru că ne folosim de natura, dar în orașe, nu. Așa este. Din experiența noastră de la băile herculane, cred că este foarte important unul la mână să implici, după cum spuneai și tu, comunitatea, să vezi care sunt nevoile. Este nevoie de, nu știu, spații verzi, parcuri, unde sunt ele necesare, iar apoi să încerci să proiectezi astfel încât să nu utilizezi materiale care ar putea polua. După cum știm, nu știu, de exemplu, tot mediul acesta, sectorul construcțiilor produce 40%, dacă nu mă înșel, din dioxidul de carbon la nivel mondial, adică noi arhitecții și ceea ce facem avem un impact foarte mare asupra mediului. Noi de asta încercăm la Herculane să folosim materiale naturale, să vedem cum putem să reutilizăm ce este deja existent. Această temă a reutilizării construcțiilor existente este una foarte importantă, pentru că cea mai sustenabilă casă este aia deja construită. Deci dacă e să o luăm așa, putem să facem foarte multe din prisma profesiei de arhitect pentru oraș. Cum arată pentru tine în mod ideal în 5 ani băile herculane? Ce s-ar întâmpla acolo și inclusiv cum ar putea să se folosească turismul, să spunem, istoric, cultural și medicinal de natura din jurul băilor? Întrebare grea. În 5 ani de zile, eu sper ca cât mai multe trasee și de promenadă, dar și turistice să fie reabilitate și să fie puse cât mai bine în valoare pentru ca turiștii să se poată bucura de ele și comunitatea de altfel. În același timp, sper ca în 5 ani eu, împreună cu administrația locală și investitorii din zonă, să continuăm să încercăm să producem, nu știu, alternative la oferta culturală din zonă și sper ca numărul celor care vin să investească în băile herculane să crească, iar monumentele istorice, bineînțeles, care pentru noi sunt, hai să zic, principalul obiectiv acolo, să fie restaurate. Dar cred că asta se va întâmpla în mai mult de 5 ani. De ce ar veni cineva la băile herculane în vara asta, de exemplu? De ce n-ar veni? În primul rând, pentru că este un loc absolut magic, din punctul meu de vedere, adică avem toată componenta aceasta de resurse, este un orășel mic, așezat cumva într-o vale super spectaculoasă, pe Valea Cernei, care este traversată de râul Cerna. Foarte multe resurse avem în zonă, de la resursele termale, poți să vii să faci baie, fie în cădițe cu sul, fie diverse ștranduri, deci există și toată componenta asta de well-being, dar și cea medicală. Poți face trasee turistice, montane, poți face cățărări. În Herculane sunt unii dintre cei mai verticali pereți pentru cățărați, sunt și
festivaluri de cățărat acolo, deci e o zonă pe zona aceasta de turism foarte dezvoltată. Și în același timp, cred că dacă ai nevoie de o oază de relaxare, e cumva locul perfect, adică ai și istorie și cultură și natură, un trio care e, din punctul meu de vedere, extraordinar. Da, și în definitiv, ce am descoperit și în alte ediții de Proverde e că există o componentă de protejare a naturii și a oamenilor, care vine, de fapt, din turism și din punerea în valoare a acestor elemente istorice sau medicale sau mai ales de natură, dar ele funcționează foarte bine împreună. Dacă acum avem 100.000 de turiști, în 5 ani, dacă lucrurile merge foarte bine, câți estimezi că ar putea să fie pe an? Cred că s-ar putea tripla chiar. Gândește-te că acum avem 100.000 doar în sezon, adică din mai până noiembrie. În lunile de iarnă, stațiunea, din păcate, nu funcționează nici măcar în parametrii în care funcționează vara. Deci eu cred că numărul s-ar putea tripla cu ușurință. Plus că mai sunt și toate micile localități din zonă, avem cătunele izolate, acolo în munții din Valea Cernei Domogled. Sunt multe zone turistice adiacente care ar putea contribui la numărul acesta de turiști. Mulțumim foarte mult, Oana Chirilă, de la Herculane Project și Asociația Locus, pentru prezența la Proverde. Asta a fost un exemplu de cum am putea să dezvoltăm o comunitate care are un potențial istoric, cultural și turistic enorm în comuniune cu natura și să descoperim cum, de fapt, România nu e doar o țară a turismului industrial sau de masă, ci poate să fie și o țară a unui nou tip de turism, unde, acum mai mulți ani, România era printre fruntașele Europei. Curând trecem la noutățile din această săptămână. Spania pune în aplicare restricții asupra zborurilor interne pe distanțe scurte pentru a reduce emisiile de carbon, interzicând zborurile cu alternativa feroviară sub 2 ore și jumătate, cu excepția conexiunilor cu rute internaționale. Interdicția vizează reducerea emisiilor de CO2 cu aproape 10% și poate afecta până la 50.000 de zboruri în fiecare an. România vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în 2025 față de 2019 în sectorul deșeurilor, conform planului România Neutră. Până în 2050, ținta este reducerea emisiilor nete cu 99% în toate industriile pentru atingerea neutralității climatice. Angajamentele României sunt în conformitate cu acordul de la Paris din 2016 și necesită o colaborare mai bună a autorităților, populației și a mediului de business, precum și investiții semnificative în infrastructura de gestionare a deșeurilor. Legea europeană privind refacerea naturii are ca scop refacerea ecosistemelor degradate în Uniunea Europeană pentru a susține obiectivele climatice și de biodiversitate, inclusiv consolidarea securității alimentare. Planul necesită ca țările membre, inclusiv România, să refacă minimum 30% din habitate până în 2030, ajungând la 90% până în 2050. Obligațiile includ adoptarea de planuri naționale, îmbunătățirea biodiversității în agricultură, refacerea turbărilor și reumidificarea unui procent semnificativ din acestea, plus plantarea a 3 miliarde de copaci și transformarea a 25.000 de kilometri de râuri. Directiva Uniunii Europene privind raportarea corporativă de sustenabilitate, CSRD, a fost transpusă în legislația României și cere companiilor să raporteze impactul lor asupra mediului, societății și guvernanței începând cu 2025. Obligatorie pentru companiile mari și de interes public, aceasta vizează transparența ESG și presupune un audit al raportului de sustenabilitate. În România estimăm că peste 6.000 de companii vor fi afectate, necesitând transformări strategice și operaționale destul de mari. CSRD-ul marchează astfel un pas semnificativ spre business-uri responsabile și sustenabilitate pe termen lung. Mulțumim că încercați să construiți alături de noi o Românie mai verde. Eu sunt Ciprian Stănescu, gazda ProVerde și ne vedem în fiecare vineri pe știrile ProTV.ro, ProTV.ro și voi.